Bun găsit! Vă invit să urmăriți horoscopul zilei de azi. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Astrologii au vești bune pentru unii nativi ai zodiacului, mai ales din punct de vedere sentimental. O zi a deciziilor, lucrurile pe care le-am tot amânat se cer rezolvate și o să facem un efort să ne debarasăm de ele și să punem punctul pe i. Descoperă ce-ți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec. Dimineața începe cu o veste bună pentru nativii berbec. Veți primi o propunere de afacere din partea unei persoane de încredere cu care poate ați mai colaborat în trecut. Analizați foarte bine acest proiect pentru a ști cu certitudine dacă șansele de succes sunt reale. Nu luați decizii pripite, altfel ați putea regreta. Spre seară puteți petrece timpul în compania sufletului vostru pereche. Nativii berbec au o hartă astrală care anunță că pot fi dominați de impulsivitate, mai ales în discuțiile cu prieteni. O stăpânire de sine mai mare ar putea evita apariția unor mici conflicte sau discuții în contradictoriu. Relațiile sentimentale sunt de asemenea frumos aspectate. Aveți nevoie de o atenție specială, iar partenerul vă oferă creând momente foarte frumoase acasă. Chiar și cei singuri au șansa ca azi să întâlnească pe cineva care să-i determine să se gândească la o relație serioasă pentru viitor. Taur. Cei aflați sub acest semn zodiacal au datoria de a ajuta pe cineva foarte drag din familie care are mare nevoie de ajutor. Fiți alături, aveți răbdare, dați dovadă de empatie și înțelegere, mai ales că poate fi un moment extrem de dificil pentru aceasta. Astrologii au vești promițătoare în afaceri. Ați putea avansa la serviciu din punct de vedere profesional, ori v-ați putea deschide propria companie. Nativii Tauri se vor simți foarte bine în compania partenerului de viață și toată ziua vor aștepta seara. Nu ai niciun dubiu în privința partenerului, iar asta le dă un sentiment de încredere și de fericire. Nativii singuri au însă nevoie de timp pentru a se decide dacă își doresc sau nu să înceapă o relație serioasă. Ei mai au nevoie de câteva confirmări privind compatibilitatea. La serviciu va trebui să faceți pași necesari pentru prezentarea unui proiect sau pentru lansarea acestuia. Nu evitați discuțiile pe teme profesionale cu parteneri din exterior. Pot să apară noi oportunități. Gemeni. Nativii gemeni au încredere în intuiția lor, fiți însă cu băgare de seamă. O persoană din cercul vostru de prieteni ar putea încerca să vă trădeze așteptările. Tratați situația cu mult tact, înțelegere și sinceritate, fără să folosiți cuvinte grele care ar putea rămâne adânc impregnate în amintirea voastră. Tensiunea va trece dacă veți discuta deschis despre probleme. În relații au câte ceva de împărțit cu partenerul de viață și se gândesc cum vor putea gestiona aceste discuții în viitor. Ar trebui să uite că o relație înseamnă acceptare și toleranță față de celălalt. Nativii singuri se pot trezi cu o invitație pentru petrecerea unui concediu și vor oscila dacă să accepte sau nu. Persoana care vă curtează nu este exact genul vostru, iar șansele unei reușite sunt minime. La serviciu veți fi cu capul în nori și asta poate genera o discuție mai dură cu unul dintre colegi. Rac. După o perioadă plină de încercări, dar scurtă, viața zilnică se calmează. Te-ai întors la un ritm plăcut și predictibil. Întoarcerea la rutină este chiar benefică. Vei aprecia zilele liniștite din viața ta. Îți va plăcea să ai momente de meditație doar pentru tine. Pe de o parte, vei aprecia unde ai ajuns în viață. Ai multe de care să fii mândru și ar trebui să sărbătorești. Nativii Rac sunt preocupați în ultima perioadă de relație de cuplu. Se gândesc că nu sunt destul de buni și teama că își pot pierde perechea îi cam macină. Sfatul astrelor este să lase deoparte aceste gânduri negative și să trăiască în prezent, să fie ei înșiși și să ofere atenție și pasiune acestuia. Nimeni nu este perfect. Nativii singuri ar trebui să înceteze să mai trăiască în trecut. Gândurile la fostul partener îi va împiedica să construiască o altă relație pentru care oricum nu sunt pregătiți. La serviciu se poate să aveți probleme în a lucra alături de echipa voastră. Este adevărat că nu sunt cei mai buni, dar mai multă înțelegere din partea voastră ar putea ușura ziua. Leu. Ai o înțelegere bună chiar și a celor mai complicate probleme emoționale acum și poți să abordezi aceste probleme fără să fii depășit de situație, ceea ce înseamnă că le poți rezolva mai rapid și cu mai mare claritate. Azi, cineva are nevoie să-l ajuți să-și rezolve o problemă. Ajută-l dacă ai timp. Aportul tău va fi foarte important pentru persoana respectivă, dar ai grijă să nu te pui tu în primul plan. Drama e a lui, nu a ta. Anumiți oameni din sfera profesională vor profita de flexibilitatea voastră pentru a vă face
face să lucrați mai mult, uneori chiar și după orele normale. Este important să puteți stabili limite la început. Poate ar trebui să vă echilibrați mai bine timpul alocat serviciului și cel pentru relaxare. Atmosfera de acasă va fi ușor tensionată și o discuție cu partenerul va fi inevitabilă. Încercați să ajungeți pe aceeași lungime de undă cu acesta. Nativii singuri pot fi dezamăgiți dacă recent au început o nouă relație. Vor trebui să învețe că lucrurile se fac pas cu pas. Fecioară. Poate că nu-i crezi pe cei cu păreri diferite, dar azi va trebui să îi asculți. Există înțelepciune în vorbele lor, chiar dacă logica lor nu îți e pe plac. Perspectiva lor este supărătoare, dar și revelatoare. Îți oferă șansa să vezi cum gândesc cei de partea cealaltă a problemei, ceea ce îți oferă un avantaj. Altcineva va face din țânțar armăsar astăzi, ceea ce o să tragă un semnal de alarmă cu privire la adevărata lor loialitate. Nativii fecioară vor face planuri de schimbare a rutinei de acasă. Că obiceiurile zilnice au pus stăpânire pe relația lor și vor să aducă ceva interesant și nou. Nativii singuri sunt favorizați de planeta Venus și au șanse foarte mari să întâlnească o persoană potrivită. Nu refuzați ieșirile. La serviciu, în ciuda faptului că sunteți supra-solicitat, sarcinile voastre se pot înmulți. Balanță. Motivația principală pentru tine acum ar putea fi banii, dar sunt ei chiar ceea ce ai nevoie cel mai mult în viață? Aceasta este o zi bună pentru a face un bilanț al obiectivelor tale. Întreabă-te ce te va face fericit. Șansele ca răspunsul să nu aibă prea multe în comun cu sumele din contul vostru bancar sunt foarte mari. Banii nu pot cumpăra fericirea. Astăzi descoperiți cum puteți obține fericirea pe care o căutați. Un prieten înțelept are un set bun de sfaturi care vă va pune pe calea spre un răspuns. Nativii balanță au fost preocupați în ultima perioadă cu serviciul, iar rezultatele lor sunt apreciate de către șefi. Acasă însă, puteți deveni ușor paranoi, crezând că partenerul va ascunde ceva. Analizați puțin situația și vedeți dacă nu cumva voi sunteți cei care v-ați îndepărtat de partener. Lăsați bănuielile nefondate să dispară. Nativii singuri pot primi invitații, dar vor continua să cântărească propunerile. Aveți grijă să nu exagerați. Scorpion. Nu toată lumea știe să acorde încredere acolo unde ea e meritată, așa că dacă simțiți că nu sunteți atât de respectat cum ar trebui să fiți, vorbiți despre asta. S-ar putea să faceți celelalte persoane un serviciu amintindu-i că și voi faceți parte din univers. Anumiți oameni trebuie să fie conștienți de faptul că ești o forță pe care trebuie să o ia în calcul. Dacă nu vi se oferă ceea ce meritați, trebuie să cereți. Nu vă faceți griji că oamenii vor crede că sunteți prea egoiști. Vor fi impresionați. Nativii Scorpion vor avea o discuție cu partenerul de viață despre proiectele comune de viitor. Vor avea tendința de a fi irascibil, fapt ce v-ar putea cauza probleme în viața intimă. Nativii singuri vor prefera să petreacă un timp de calitate cu prietenii sau citind o carte bună în loc să se gândească la un viitor partener. La serviciu, superiorii vă apreciază cu adevărat natura și capacitatea meticuloasă de a acorda o atenție deosebită detaliilor. Munca în echipă se va dovedi a fi productivă. Săgetător. Ce e atitudinea asta posomorâtă și jalnică? Momentan, imaginația ta vede un viitor mult mai întunecat și mai supărător decât ar trebui să fie. Deci, de ce să nu începi să gândești mai pozitiv? Scutură atitudinea negativă, petrecând timp vorbind cu oameni pozitivi din viața ta. Lasă dispoziția lor însorită să-ți amintească că viața este mult mai minunată decât ce vrei tu să crezi. Ieșirea dintr-o rutină cenușie nu e deloc grea dacă începi să zâmbești. Nativii săgetători vor dori să se retragă puțin din tumult cotidian. Se pot simți epuizați și vor evita aproape orice tip de contact. Acasă pot deveni prea protectori cu partenerul de viață, iar acesta s-ar putea să simtă nevoia de un spațiu doar al lui. Nu exagerați! Nativii singuri au de învățat lecția comunicării. Dacă vor cu adevărat o relație, ar trebui să-i lase pe ceilalți să-i cunoască. Capricorn. Nativii zodiei Capricorn vor petrece cea mai mare parte a zilei alături de familie. Sunt bine dispuși și cu o mare poftă de a face cumpărături. Astrele te sfătuiesc însă să ai mare grijă la cheltuieli. Nu achiziționa lucruri de care nu ai neapărat nevoie. Este foarte posibil să găsești la magazin un obiect pe care ți-l dorești de foarte multă vreme. Nu îl cumpăra dacă bugetul tău e depășit de preț. Acceptă ca lucrurile să se îmbunătățească din punct de vedere financiar. Nativii Capricorn pot fi copleșiți de solicitări și sarcini. Acesta poate declanșa o nemulțumire partenerului care v-ar putea face câteva reproșuri. Asigurați-vă că este la fel de important pentru voi și că are un loc special în viața voastră. La serviciu sunteți activi și faceți eforturi pentru a vă perfecționa. Șefii sunt mulțumiți de rezultatele voastre. Vărsător.
Vărsătorii simt nevoia să se contrazică cu toată lumea. Nu-ți convine nimic, ești prost dispus și nimeni nu-ți poate intra în voie. Ai grijă ce fel de glume faci, e posibil să întreci măsura și să stârnești furia celor din jur. În plan sentimental, trebuie să știi că nu este o zi tocmai potrivită pentru a-ți mărturisi sentimentele unei persoane față de care nutrești o dragoste ascunsă. Nativii vărsători pot resimți oboseala acumulată în ultima perioadă. Un somn bun și reglarea programului de odihnă v-ar putea aduce mai multe beneficii decât vă așteptați. Acasă însă, se poate să primiți mici reproșuri din partea persoanei iubite. Explică-le pe îndeletele, păstrați-vă calmul și nu dați curs discuțiilor conflictuale. Pești. Nativii zodiei Pești au o zi extraordinară pe toate planurile. Le iese tot ce își propun și pare că nimeni și nimic nu-i poate opri. Ești binecuvântat cu o relație de cuplu incredibilă și un loc de muncă care îți dă satisfacții în fiecare zi. Nu uita însă să mulțumești destinului care îți oferă aceste daruri. Spre seară, este posibil să dai niște explicații după ce un prieten foarte apropiat înțelege greșit un anumit gest al tău. Nativii Pești au o hartă astrală frumos aspectată, mai ales în sectorul drag. Vă considerați partenerul perfect și nu vedeți defectele acestuia. Fanteziile vă pot anima noaptea cu momente fierbinți alături de persoana iubită. La serviciu, în curând, veți avea șansa de a explora noi orizonturi profesionale. Un coleg vă poate ajuta să avansați și să faceți pași importanți în cariera voastră. Ați putea fi recomandat pentru o poziție interesantă. Norocul este de partea voastră în acest domeniu. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube dacă nu ai făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu. Mulțumim!